Continuăm povestea prințului de turtă dulce. Dar unde rămăsesem? Da. Regina Zaharica, încercând să-l convingă pe regele de ciocolată să petreacă mai mult timp în castel și mai puțin în compania soarelui de candel, i-a propus regelui să o căsătorească pe prințesa de marțipan pentru a asigura viitorul regatului. A venit vremea, rege de ciocolată, ca prințesa noastră să se căsătorească. Regele n-a fost foarte încântat de idee, însă după câteva zile le-a chemat pe regină și pe prințesă. Dragele mele, vreau ca fetița mea să aleagă cel mai bun soț posibil, care să conducă cu mare atenție, devotament și dragoste ținutul dulciurilor. Ca să nu iscăm dușmănie între prinții care ne sunt vecini, vom organiza o întrecere care va dura 5 zile. Trimitem sol la toate castelele, ca din voința mea, cei care doresc mâna prințesei de marțipan să se prezinte la palat. Tată, începu cu sfială prințesa, mi-e drag un prinț. Regele de ciocolată dădu din mână oprindu-o la jumătatea cuvintelor. Toți prinții trebuie să aibă o șansă egală la conducerea regatului. Atunci fă o întrecere pentru regat, nu pentru mâna mea. Prințesa a fugit pornind în căutarea prințului de turtă dulce. Vino să fugim în lume împreună, îl rugă frumoasa prințesă de îndată ce-l găsi. Nu vreau să mai rămân în regat dacă tu nu poți fi alături de mine. Prințul de turtă dulce îi zâmbi cu blândețe. Nu trebuie să-i superi pe părinții tăi și nu te îngrijora. Nimic nu ar face plăcere mai mare decât să te iau de soție, așa că am să particip la întrecerea pentru mâna ta cu cel mai mare drag. Sunt destul de priceput în ale dulciurilor ca să pot spera la câștig. Și ce se va întâmpla dacă nu vei câștiga? Vom vedea atunci. Chiar dacă prințul de turtă dulce reuși să o liniștească pe moment, prințesa de marțipan rămase îngândurată. Doar ea știa cum încercase de câteva ori prințul de tiramisu să asedieze palatul de bezea și câte scrisori gelatinoase îi trimisese prințul de diplomat pentru a o cuceri. Ar fi fost și mai îngrijorată dacă ar fi știut că însoțitoarea ei, Amandina, era verișoara prințului de Toboș, un prinț întunecat care hotărâse să devină regele regatului de ciocolată cu orice preț. În seara aceea, după ce s-a șternut liniștea peste toate dulciurile, Amandina ieși din palatul de bezea și dădu fuga la vărul ei. Ești pe cale de a-ți vedea visul cu ochii. Regele de ciocolată își mărită în sfârșit fica. E de mirare cum a rezistat până acum, spuse prințul de Doboș. N-am crezut că vor rezista să o căsătorească. Ce vești mi-a dus așadar? E gata să-mi lase mie tronul? M-a chemat alături de el? Nu uita că în regat sunt încă 3 prinți și toți de neam nobil. Vestea bună este că regele a hotărât să lase regatul celui care o va lua de soție pe prințesa de marțipan, câștigând întrecerea. Ah, cum ești tu însoțitoarea ei, asta va fi doar o formalitate. Vestea rea e că prințesa e îndrăgostită de alt prinț. Cine e nătăflețul pe care îl iubește? Trebuie să știi. E prințul de turtă dulce. Prințul de Doboș izbucni în râs și râse până începu să-i curgă crema între foi. Nu e o amenințare acest turtă. Am să mă ocup eu de prințesă. Câțiva trandafiri de caramel, câteva cuvinte dulci, știu ce am de făcut. Păi nu, tatăl ei a decis să organizeze întrecerea, nu uita, iar cel mai bun, cel care va câștiga întrecerea, va obține și fata și regatul. Prințul de Doboș se întunecă și mai tare, glazura lui devenind aproape neagră. Și care vor fi probele? Nimeni nu știe, dar am să-ți dau de știre. Acum trebuie să plec, altfel se va observa lipsa mea. Am să-i vorbesc și prințesei despre tine.
Dar de ce n-ai făcut-o până acum? Nu știam că ești interesat de ea. Eram interesat de regat în mod special, dar nu poți ignora o frumusețe atât de specială ca prințesa de marțipan. Dar, din câte știu eu, parcă ție-ți plăcea prințul de turtă dulce. Amandina nu răspunse. Nu avea să recunoască în fața vărului ei că se îndrăgostese până peste crema spumoasă de blândul prinț pe care îl îngrija prințesa de marțipan. Vărul ei era răutăcios și răzbunător, așa că se temea pentru foile și glasura ei. Vom continua mâine.